Într-un univers futuristic alternativ, hiperconsumerismul și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor au transformat planeta într-un tărâm de nelocuit. Toate speciile de plante au dispărut din cauza condițiilor vitrege, iar sursele de apă s-au epuizat. Tone de deșeuri nedegradabile au umplut planeta și au făcut-o nepotrivită pentru oameni. Din cauza acestor condiții extreme, toată lumea părăsește planeta suferindă și se îmbarcă pe o navă uriașă numită Axioma. Aceasta este rezistentă și stabilă și găzduiește în spațiu toți oamenii. Uriașa navă dispune de diverse facilități obișnuite și de lux, inclusiv plaje, spa-uri și o cantitate uriașă de mâncare. La plecarea lor, oamenii au lăsat în urmă o armată de roboți care să curețe gunoiul adunat cât timp ei lipsesc. Aceștia încep munca titanică și se țin de treabă mulți ani. Secole mai târziu, majoritatea mașinărilor devin inactive, rămânând unul singur, pe nume Wally. De-a lungul anilor, acesta continuă să-și facă treaba și adună cu grijă stive de gunoi pentru distrugere. Într-o seară, după o zi extenuantă de muncă, robotul găsește un gândac prietenos și îl duce în adăpostul său. Acesta era un depozit de gunoi dezorganizat, plin cu roboți dezmembrați și obiecte pe care Wally le crede interesante. Când ajunge acasă, el pune o casetă în playerul media și urmărește videoclipul pe TV. Robotul vede un cuplu de oameni care se țin de mână și privește cu invidie pentru că își dorește la rândul său o parteneră. După câteva secunde, lui Wally îi este distras atenție de o furtună de nisip care se apropie. Își închide depozitul rapid și se adăpostește înăuntru. A doua zi, robotul își continuă rutina zilnică de adunat gunoiul, dar curând vede o plantă înmugurită. Wally este uimit să vadă prima plantă pe care planeta a avut-o timp de secole. Ia cu grijă planta și o duce în adăpost. Acolo observă o lumină roșie care se mișcă și este fascinat de ea. Apoi se ia după ea și ajunge în deșert când o navă necunoscută aterizează. Nava eliberează un dispozitiv ciudat, apoi se întoarce de unde a venit. Wally se uită cu teamă la capsula misterioasă și e șocat să vadă un alt robot pe nume Eva care iese din capsulă. Acesta este un robot cu exterior modernizat, iar Wally se îndrăgostește pe loc de ea. Noul robot își trimite unde laser spre obiecte la întâmplare la cea mai mică provocare. Cu toate acestea, Wally rămâne fermecat și o urmărește de la distanță toată ziua, realizând că este în căutarea unui lucru. Eva observă și scanează diferite obiecte, dar se pare că nu găsește ceea ce caută. Curios, Wally își face curaj și o întreabă ce caută. Eva discută cu el, dar nu îi dezvolă nicio informație despre misiunea ei. Wally e dezamăgit, dar îi respectă decizia și continuă discuția pe mai multe subiecte. După câteva minute, apare din senin o furtună de nisip și cuprinde roboții. Eva este dezorientată, dar din fericire Wally o conduce în adăpostul său. Acesta îi arată colecții de obiecte interesante și oferă o folie cu bule, un bec și un cub Rubik, uimându-o cu fiecare cadou. Cei doi urmăresc un film și chiar dansează pentru scurt timp. Apoi el îi arată planta, iar Eva o scanează imediat cu ajutorul senzorului, iar radarul devine verde instant, fapt care demonstrează că asta căuta în tot acest timp. Ia planta și trimite un semnal în spațiu, iar apoi intră în stand-by. Wally încearcă să o reînvie, dar toate eforturile erau un zadar spre dezamăgirea robotului de pe pământ. A doua zi, Wally se duce la lucru și o lasă pe Eva la adăpost. După câteva ore, pământul se cutremură și observă nava care aterizase mai devreme. Se îndreaptă spre ea și vede cum o navă o recuperează pe Eva și o pune într-o capsulă alături de alte capsule asemănătoare. Wally și-a rămas bun de la animalul său de companie și se agață de navă înainte să decoleze. Apoi nava decolează și ajunge în spațiu. Mediul străin îl face pe robot să se desprindă de navă, dar din fericire reușește să se prindă înapoi de fuzelaj și se ține bine pe măsura ce trece de lună și alte stele. Într-un final ajunge la Axioma, aceeași navă la bordul căreia oamenii au trăit timp de secole. Nava este andocată și o eliberează pe Eva împreună cu ceilalți roboți. Apoi, aceștia sunt scanați de alte mașinării și se descopere că Eva avea planta în interiorul ei. Se declanșează o alarmă, iar un grup de cyborgi o iau în încăpere. Wally îi urmărește și ajunge într-o sală plină cu mașinării. Reușește să treacă de ele și curând observă un grup de oameni. Robotul e uimit de fizicul lor plinut și descoperă noul lor stil de viață. Se pare că oamenii nu mai lucrează sau realizează activități de bază pe propriu, fiind asistat de roboți. Ei trăiesc numai pe băuturi cu zahăr și nu consumă mâncare sănătoasă sau legume. Stilul de viață sedentar și dieta nesănătoasă combinată cu gravitația redusă a spațiului cosmic au dus la o schimbare dramatică a înfățișării. Omul obișnuit este acum gras cu o masă și densitate osoasă extrem de scăzută. Wally o urmărește îndeaproape pe Eva și se lovește cu doi oameni cu care se împrietenește. Apoi, robotul o vede pe Eva fiind introdusă în camera de control a navei și o urmărește.
Acolo, McCree, capitanul navei, cu ajutorul unui robot pe nume Auto, realizează o verificare zilnică de rutină a navei. După ce toate sistemele au fost verificate, McCree ține un discurs din biroul său în toată Axioma, cu ajutorul unor ecrane proiectate. Capitanul anunță că au trecut fix 700 de ani de când oamenii au părăsit Terra. Multe generații au existat de atunci și îi felicită pe pasageri pentru că au rezistat atât timp, înainte ca McCree să-și încheie discursul. Auto anunță despre prezența Evei, care s-a întors cu o plantă. Capitanul e uluit de veste deoarece niciun alt robot nu s-a întors de pe pământ cu o plantă. Acesta se consultă cu consilierul robotizat, care redă automat o înregistrare veche despre exact această situație. Un bărbat apare în cadru și spune că recuperarea unei plante de pe Terra înseamnă că planeta a devenit de locuit. Prin urmare, îi spune capitanului să pună planta într-un detector care ar trimite nava înapoi acasă. Câteva secunde mai târziu, Eva se trezește și îl vede pe Wally. Este șocată să-l vadă pe prietenul ei de pe Terra, pe Axioma, și l-ascunde repede într-un colț. Între timp, capitanul ordonă inteligenței artificiale a navei să obțină planta de la Eva. Un cyborg îi deschide învelișul, dar e surprins că nu găsește nimic înăuntru. Văzând asta, capitanul consideră că Eva are o eroare de soft și o trimite la centrul de diagnosticare. Când pleacă, Wally se apropie de capitan și îl zguduie. Acesta se uită în palmă și găsește pământ în ea. Văzând asta, îl trimite pe Wally la centru împreună cu Eva. Când pleacă, roboții McCree analizează pământul și află că provine de pe Terra. Este fascinat de asta și cercetează mai multe detalii despre planetă. Într-un final, capitanul rămâne impresionat de ce a descoperit și jură să se întoarcă acasă. În scena următoare, Eva și Wally ajung la centru. Robotul e închis într-o celulă pentru mașinării defecte, iar Eva a fost trimisă la centrul de reparare. Eva are parte un tratament frumos, dar Wally crede că e torturată și vrea să o salveze. Apoi el defectează panoul de control care liberează toți roboții defecți. Acest lucru face ca aceștia să fie declarați rebeli, iar cuplul este urmărit de mașinării. Eva este supărată pe Wally pentru ce a făcut, dar tot îl salvează din calea cyborgilor. Apoi îl pune într-o capsulă care îl trimite înapoi pe pământ. Dar înainte ca aceasta să decoleze, Wally vede un cyborg apropiindu-se și se ascunde ca să nu fie văzut. Chiar atunci el vede ajutorul lui Auto pe nume Go4, cum pune planta într-o capsulă și o setează să se autodistrugă. Când acesta pleacă, Wally se grăbește să salveze planta pentru Eva, dar rămâne blocat și trimis în spațiu. Cronometrul pentru autodistrugere începe să ticăie, iar Wally se panichează, apăsând pe toate butoanele capsulei fără niciun efect. Între timp, Eva intră într-o capsulă de evacuare și pornește spre Wally. După câteva secunde, vede cum capsula explodează și rămâne șocată, crezând că Wally și planta au fost eliminați. Devastată, Eva se îndreaptă spre explozie pentru a găsi rămășițele, dar e uluită să-l vadă pe Wally teafăr. Robotul își deschide compartimentul și scoate la iveală planta pe care o înmânează. Eva e încântată să o primească și îl îmbrățișează pentru a-și arăta recunoștința. Apoi cuplul își ating capetele și apare o scânteie care îl surprinde pe Wally, făcându-l să zburde prin spațiu. Apoi își revine, iar cuplul ajunge la bordul navei mamă și se ascunde de doi polițiști roboți care caută. Eva îl deghizează sub niște prosoape de hârtie și lasă singur cât timp intră în camera lui McCree. Acesta e uimit să o vadă și se bucură când Eva îi înmânează planta. Inițial, capitanul ordonă lui Auto să pună planta detector, dar se răzgândește și se hotărăște să facă asta de unul singur. Dar înainte să facă asta, Auto îl oprește și încearcă să fure planta. Confuz, McCree întreabă ce vrea să facă, iar robotul dezvăluie că are un ordin să împiedice oamenii să se întoarcă pe pământ și arată o înregistrare pentru a-l lămuri. Se pare că acum 7 secole, fostul lider al Axiomei a prezis că pământul nu va mai avea capacitatea să susțină viața. Prin urmare, au renunțat la programul de curățare al planetei și nu au mai trimis roboți să îndepărteze gunoiul. Fostul lider a mai stabilit o directivă în softul lui Auto care ordonă cyborgului să împiedice orice încercare de întoarcere pe pământ. După ce videoclipul se oprește, capitanul explică lui Auto că directiva este depășită din moment ce planta demonstrează că viața este acum posibilă pe pământ. Cu toate acestea, cyborgul îl ignoră și îi ordonă lui Go4 să fure planta de la capitan. Acesta aruncă repede planta într-un colector de gunoi, iar Eva și capitanul exclamă cu teroare. Din fericire, frica lor se duce repede când Wally apare din colector cu planta recuperată și apoi o pune în compartimentul său, dar Auto electrocutează pe robotul de pe Terra, făcându-l să cadă în colectorul de gunoi. Eva încearcă să intervină, dar e doborâtă la rândul său în colector. Cuplul ajunge într-o groapă de gunoi, apoi într-o altă încăpere, ușile se deschid brusc, iar cei doi roboți aproape că sunt aspirați în spațiu. Din fericire, sunt salvați de un robot care a luat urma de murdăria lui Wally. Eva ajunge lângă Wally, dar vede repede că acesta e grav avariat și are nevoie de o nouă placă de circuite. Caută în groapa de gunoi pentru un locuitor, dar nu găsește nimic. Wally dezvăluie apoi că are mai multe piese de rezervă în adăpostul de pe pământ. Auzind asta, Eva e determinată să introducă planta detector și să
trimită Axioma înapoi acasă și să salveze pe Wally. Apoi cei doi scapă din groapa de gunoi, dar sunt imediat încercuiți de roboții polițiști. Din fericire, roboții cu probleme eliberați de Wally din centrul de diagnosticare le sar în ajutor. Mașinările își combină forțele și reușesc să elimine roboții răufăcători. În altă parte de navă, Auto îl ține prizonier pe capitan în camera sa fără să poată face nimic, dar curând găsește o soluție de evadare. Folosește un ecran, îl face pe Cyborg să creadă că are planta. Auto vine în camera sa să verifice, iar capitanul sare pe el și scapă. Cei doi se zbat un timp, dar robotul scapă. Odată liber, Auto închide detectorul și înclină nava, ceea ce face ca toți oamenii să alunece pe podea. Wally vede detectorul înghizându-se și se folosește pe el însuși ca obstacol să nu se închidă complet. Din păcate, presiunea mașinăriei îl zdrobește și struge multe părți din el. În acel moment, capitanul se ridică de la pământ și îl atacă pe Auto și îl dezactivează manual pentru totdeauna. Apoi Eva profită de o ocazie și pune planta în detector, trimițând nava înapoi pe pământ. La sosirea pe Terra, gândacului Wally le urează bun venit, iar Eva se grăbește să ducă robotul grav avariat în adăpost. Caută peste tot după părțile necesare și le folosește ca să le repare într-o secundă. Wally își recapătă cunoștința, dar din nefericire își pierde personalitatea și memoria, uitându-se la Eva fără să schițeze niciun gest. Încearcă din răsputeri să-i readucă amintirile, dar toate eforturile ei se dovedesc zădarnice. Devastată, îl apucă de mână și își lipește capul de-a lui Wally și se produce o scânteie. Acest lucru îi readuce personalitatea și amintirile și își lipesc capetele încă o dată. În scena de final, oamenii ies în sfârșit din navă și introduc planta în noul sol. După mai multe luni, vegetația renaște, iar Terra își recapătă capacitatea de a susține viața.